toată lumea. Ia că mi-au să scutură, hai vină la mine, a să iau ochii mei în brață, că așa de așa s-o, s-o vedeți toți. Iată asta, am solicitat să vie Oleșca la mine să mai scălesc pentru candidatura lui, din motivul că eu sunt interesat în asta, da, corect, co-interesat sau interesat? Nu știu ce interesai tu. Zainteresovan, ca să spun. Da, interesat, da? Vreau da. Ca el să ajungă. Și taman că eu vreau să vorbesc despre ochii mei care șed acum pe... în brață. Și să nișc. Deci, care e situația? Noi am primit... Stai, ok, pe meu. În primul rând vreau să vă anunț că casa mea e pe loc. Unii scriu că n-am casă. Хочу проинформировать вас, что мой дом на месте. То, что кто-то говорил, что дома нету. Также хочу проинформировать, а что брал с вами информацию, здесь прескрисуаря. Кари мио винит ламини. Повтим. Аста есть его скрисуаря дичизия, кари ухоз прилуатым потриван пазникулы номер уну, кари мо болит пимени кукынили. Să vă spun că sunt de acord cu aceasta, nu pot spune. Dar, Oleșca, tu te uiți acolo, da? Și scrie. Da, citesc. Și scrie acolo. Pentru examinare multilaterală sub toate aspectele, cazul dat, stabilirea identității persoanelor, nu știu ce acolo, a fost pornită procedura contravențională, numărul cutare, în baza articolului 354, cod contravențional. 354, da? Da. Și scrie ce au făcut ei. Nu. Dacă considerați că drepturile dumneavoastră sunt lezate și nu sunteți de acord cu decizia agentului constatator care a examinat petiția, aveți dreptul de a vă adresa în instanță în 30 de zile. Și acolo e scris că privilegiu l-o otras la răspundere la melca huligan, cum în limba română. Nu, el zice că pe 9 august abia a pornit procedura contravențională. Încă nu știi dacă o să-l găsească vinovat. Cum? Iau 3 luni la dispoziție ca să scoată decizia. Avocatul care... A, să-i informați că... E început cercetarea în baza articolului ăsta, deci huliganism. Avocatul mi-l amuritnic, sau el nu corect să uitați, nu înțeles el, că de amunt deja e hotărâre primită. Nu, e pornit abia cauza, mai este până atunci. Aha. E posibil să-l achite, să găsească nevinovat. Nevinovat asta ce înseamnă? Adică... Că el e drept? Da. De și? Dacă m-a palit pe mine cu cânile? Eventual, nu știu, să vedem. Nu vor. Se cercetează, oricum. Da. Poate să găsească și răspundere penală și să transforme în dosar penal. Deocamdată nu e nicio soluție. Așa și avocatul. Ia ca până când ochii mei, ia ca sar pe ei și ia ca m-am mușcă pe mine. Are chef de joacă. Vezi ce ochi am eu, uh-huh. Care se plimbă, se dau din coadă. Și care e problema? Am fost la Linel la magazin la noi aici, totodată m-a discriminat, am chemat poliția. Aici alături, pe strada Tudor Vladimirescu? Aici, Tudor Vladimir 66. A venit la mine poliția, domnul Ștefan, un sectorist atunci era. Și eu i-am zis lui că iaca, legea mea, i-am dat hârtia unde scrie toate legile mele, tu știi de care eu vorbesc. Da, da, da. Nu știu cât mă. Aici asta, că ai voie să intri cu cânele ghidă oriunde. Da, da, da. Și el deja s-a apropiat de doamna aia și a vorbit cu dumnei ei și a spălucit pe jope. Și ea o lămurit că eu am dreptul s-o bazat pe legile, o scos din internet legea mea, tot cum trebuie, mă rog, știi cum? Și mi-au, a nu păstii că slezi, după ce mu zălez na mai eu creslă? Slezi, scăzau, momentan slezi. Pus, pus, pus. Părăzit, tăcui. Мои глаза не должны сидеть на кресле, которое не постелено с покрывалом. Нам покрывалы. Мяу. Ши остаяны. Я рекорде сэнди. Да, амушу остаяны. Ши норчик, короче, кумини полиция отрекут, ён компарат марфа, ку администратор, шку полиция. Шку кынили. Шку кынили, ши и у экзаменат каза, и у конфирмат, кынили мяу номеру сэмэн каре, номеру сэнимик. Астась. La mine este glaucomă intraticulară, adică tensiune intraticulară în ochi. La mine se înflu ochi și mă dar și dacă eu n-am picătură lesie, ei poate să spargă. Din păcate. Și de ieri s-au terminat picăturile mele și mi-au fost foarte rău. Tot noaptea am răbdat și astăzi am hotărât să mă duc la farmacie. Eu m-am dus la farmacie și mi-am luat acolo 40 de lei cu capici. Cu 10 bani, cu 25,
cu un leu a nostru moldovenesc, dar mai mult de 10 și de 5 bănuți era. Cum ai avut, așa ai mers. Da, da, și am venit la domnei ei și îi spun, aveți timolul 0,5? Domnei ei zice, da, avem. Eu zic, puteți să-mi dați? Zice, da, pot să vă dau. Zic, nu mă, dar înainte de a da, să-mi socotiți căpișele mele ca să știu cât am aici și ca să știu să ne ajungă nii sau nu. Și nu corect am zis. Și ei ne-au zis nii atunci, nu-ți socot eu ținică, hai ieși că tu ești încă cu câinele. Știi? Farmacistă. Farmacistă. Tot aici pe Tudor Vladimirescu? Aici, nu pe Tudor Vladimirescu, e ca aici pe Decibel C1. Și asta, Iana, eu când am văzut cazul ăsta, da, eu putem să mă întorc și să mă duc la altă farmacie, la Tudor Vladimirescu, acolo este farmacie lângă Linela, sau în altă parte, dar să vă spun sincer, la farmacie n-am avut așa probleme, fiindcă, în primul rând, ei văd că pe meu este o cruce pe ochii mei și asta, Iana, și el mă conduce pe mine. Și ei medici și eu știu problema asta și ei, naoborot, trebuie să fiu mai așa, mai blânz, mai înțelegeți, înțelegători, știi cum? Я говорю, что вот мы в аптеке мне там отказали в том, чтобы я купил себе препарат из-за того, что у меня есть собака-поводырь. Я говорю, так во всех аптеках в Молдове у меня еще никогда таких проблем не было по причине того, что они врачи, они знают эту проблему и они... Олег, в каналу тэл потяй публик рус. Ламени ну стау амени карнуштю лимба... Румэны, да? Румэна, шэкэ... Bun, în caz, pot să nu știu care stau și limba. Și deci te-ai supărat, te duci la Linela, îți încalcă drept, te duci la numărul 1, îți încalcă drept, te duci, da, la farmacie, da, îți încalcă... Da, și când au venit, și eu fugit, s-o închis... Farmacista. Da, am vrut să mă deservească și am un primul efir și aș ruga tare mult tine să o filmi. Ai filmat și acolo, am da. Înțeles. Am pus, de-am, eu ne-am fost nevoit să-mi apăr cumva drepturile, am început în direct să filmez cum eu s-o dus, eu deschidem dulapuri, arătam la lume cum e, nu face nimic, că o lăsat apteca, farmacie, fără evidență cuiva. Am fără nu poate de judecat că ai furat eta halatne atenșenie, nu medicamente. Poate, dacă e să uita după mine are acolo în cabinetul ea computer și e vede că eu filmez și vede că eu nu iau nimic, dar primul, eu dacă eram să iau, eu eram singur să dau la polițiști. Și îmi pare rău că n-am luat nimic ca să-i dau la polițiști și să fie oarecare da. Confirmare că eu lăsat. Tam așa mogut cump droguri să numesc. Chiar droguri, da, medicamente drog. Banuri, cum să mă numesc, refuri, cum să mai numesc cazurile astea. Bun, și ce ai de gând? Și... În orice caz, când a întrebat poliția pe dânsa de ce v-ați dus și da, ați chemat totuși poliția. Am chemat poliția, că s-a filmat, tot acolo este filmare, asta a venit pe Facebook, dacă pot să o pun. Și-a întrebat de ce ați plecat? Mică acolo, animalul și ești. Și asta Iana. Și eu zic că, eu n-am vrut să mă filmezi. Și înseamnă să mă filmezi, tu duci răspundere pentru farmacie. În orice caz, eu am înțeles că eu n-am apărare din partea nimănui, în statul nostru. Nu este dezvoltată legea noastră, măcar că ei este. Eu nu văd și eu sunt vinovat că eu nu văd. Și asta e problema mea. Și eu de-am am hotărât să mă duc pe jos la Ierusalim. Unde? Eu pe jos la Ierusalim mă duc. Poate că dar asta e hăt. Mă duc și la... Dar care e importanță? Dacă eu în țara mea nu pot locui normal. Care e important, dar măcar eu n-a să mă nervesc cu nimeni, a să mă rog domnului pe drum, a să, măcar, știi cum, măcar alți oameni să aibă milă de mine și a să mi ajută pe drum, decât să fiu eu aici și paznicul și ala a venit în primul rând, nu s-o prezentat, dar el zice, ap, ieși al scoate, ieși al pucă, ieși mai de ieși, mă rog, în loc ca să-mi apere drepturile mele, sau să vorbească frumos, să o chemi farmacistă, să mă distilvească, ui... Alistair, sau cum se numește firma asta, paznicilor? Nu știu, sunt multe, sunt diferite. Alistair, nu știu, așa se numește a lor paza, firma ei, căroce. Și eu de-am am depus cerere în privință la cei că am fost discriminat și zic, îmi pare rău că statul nostru nu știu pe cine lucrează și să știți... Dar Consiliul de Nediscriminare s-ar putea să te cheme de grabă la audieri, tu n-ai și... Eu de-am n-am încredere în nimeni, eu am avocat, el îl las ducă... A, o să te reprezinte. Ia ca video i să fie ca o confirmare, eu m-am dus la Ierusalim să recapăt vedere din motivul că eu sunt vinovat că nu văd și din pricina asta eu nu pot intra în orice instituție cu câinile și eu trebuie să ajung în țara mea doar atunci
când eu am să văd cu ochii mei ca să nu pot îmbla cu câinile. Dar din păcat eu nu pot îmbla fără câinile, din ghita meu miau, ia ca ochii mei și răși cu cați, fără dânsul nu pot îmbla, de atât că eu nu văd. Și te duci cu câinele? Mă duc cu câinele să mă ghidează pe drum, să mă iau încă un câinele și el să învață de la miau, că eu trebuie să mă duc prin pustie, prin chestiile astea. Dar știi ce drumuri ai de făcut? Și da, țări ai strești? Eu cam cât este? Câteva luni să ții să ajungi. Mă duc la Sinaia, să mă duc la Sion, să mă duc la mormântul Domnului. Mă rog, dar și... Dar îmi pare că tu ai mai fost undeva de parte. Am fost la muntele Ararat pe jos de la Dar pe asta e în Caucaz, nu? În Caucaz, nu? Unde e muntele Ararat? Muntele Ararat, da, la Caucaz, în Armenie. Dar Armenia s-a închis vama acolo cu turcii, s-au bătut. Și când am ajuns la vama la armeni, ei ne-au zis să mă duc la turci. Și m-am dus înapoi la Georgia și am ajuns la Turcia. Și când am ajuns la Turcia, am ajuns la Ararat. Am primit o extraordinar de mare plăceri, dar eu totuși vedem 2%, dar acum nu văd nimic. Atunci m-am dus că și acum mă duc cu mare plăceri. Eu socot că dacă eu aici mă înrăiesc în țara asta, eu mă fac rău cu oamenii și eu nu vreau să știu cu nimeni rău. Eu vreau să trăiesc pentru mine viața, eu vreau să înțeleg viața mea așa cum pot. Și dacă capul meu rău și eu tâmpit, ab măcar să laude picioarele mele pe Domnul și atâta. Și lasă când să-mi spui țara mea că eu am am posibilitate să intru și n-a să mă discrimineze nimeni, eu atunci vin înapoi. Eu când să ajung la Israel, deamu, după ce să mă duc la locurile sfinte, eu să cer deja statul ca să-mi ofere un azil politic din motivul că mă discriminează, să-mi dea un ajutor umanitar din motivul că eu n-am pace în țara mea. Și folos că eu am casă, dacă eu nu pot astăiană, cum se zice, să-mi apăr drepturi, înțelegeți cum? Și asta-i. Și ochii mei trebuie șată pe podeaua, dar nu pe creslă, că, mă rog, el tot are lege aici și nu credeți că l-am iau foarte ușor. Voi nu știți, dacă el mă duce pe mine și-ți duce la vocațaua peste drum, numai unii oameni poate să vă scrie și să vă zic, dar ei nu zic că eu înțeleg ca asta. Știți cum îl bat eu pe din spesii poponiață? Îl bat ghinișor da, așa îl trag de floașe așa că de Doamne ferește, că el răspunde pentru viața mea. Și oamenii nu înțeleg asta. Da, da, e legal să bați animalul sau pe altul. E legal să-l bați pe animal, da, e legal să cadem noi sub mașina amândoi, să-mi taie nii picioare și să rămân eu pe baza statului Republicii Moldovei, care să spui că el are grijă de mine, dar să nu vie nici un asistent personal la mine, și la aici căcat, chișet, în comnata, să chiștete divanurile, covoarele, asta normal? Asta e legal? Mai gine eu să dau peste poponeață. O fost un caz la Rusia. Dar ai cerut asistent personal? Da, dar ne-a spus că sunt... Nu am cerut, ne-a s-a propus, dar ne-a s-a propus să-mi dea un asistent personal, dar să iei, eu dacă prinesc 1000 de lei ajutor, din 1800 de lei să iei pentru astăiană. Asta neavând avocațele și ei, pentru că eu am încă săpravajdare și pentru conducere 500-600 de lei îmi dau și 100 de lei îmi dau pentru medicamente. Și 1000 de lei ajutor material, social meu, dar cele la alții îi unesc una cu altul și îi zic, ia că noi vă dăm 1700 de lei, dar zic, nu mai este. Chiar și la Germania când am fost, ei tot nu s-o coteau demnizațiile, este de demnizație. Ei m-au întrebat cât eu am ajutor social. Ei au zis, ce ești за сопровождение за медикаменты, они уже сразу идут, они их не засчитывают. Ну, оно сокот, потому что индемнизация лечения, как там мне. И сокот, чей, че я принес официал. Ши ла сочетать его пилар кандидуш фикс аша. Чей, че я принес официал с эдемия. О мій ділей я офіціал приніс. Ши я вру топсу ділей сені єв, ши сен даю на асистент персонал. Ну, примерно, ши сам грижи єв дідинсу. Да, дичі. Dar și poate să-mi facă nii asistent personal. Eu, mâncare, curat. Da, bă, la mine e murdară, mă, Oleg. În casă, la mine e murdară, mă, nu e murdară. Înțeleg, dar că pleci din țară și n-ai să fii la alegeri pe 20. Mă susții cu semnătură, dar cu votatul n-ai să fii. Da. Cu votatul, de ce? Eu îți mă uit dacă în care țara și că eu n-a să ajung în timp de o zi la Ierusalim. Să ajung într-un loc, poate că acolo să fiu deschiși pentru moldovenii sau nu. Da, da, eu nu candidez în diaspora, eu candidez aici, în circunscripția 33. Da, îmi pare rău că nu e electronic. Ai poți participa la vot, dar
Nu pentru mine, îți votez pentru alți candidați, te interesezi până pentru atunci. Pentru Dadon, da, moș, ia ca foc după dânsul. De fapt, încolo unde te duci tu, Israel, Turcia de-am nu e... Dar și asta, lângă Turcia, circunscripție. E după Turcia. După Turcia, înseamnă eu trebuie înspre Turcia să mă duc, da? Da. România, Bulgaria, Turcia și după aceea de-am în... Siria, nu știu ce țări mai sunt încolo spre Israel. Dar tu cum ai să comunici? Cu cine îți grăiești? Eu sunt trei pe oricine, eu da? Eu știu limba turcească. E, o leacă. Da. Știu... Beș, chirim, țuruc. Nu, și întrebni. Evet, eta da, eu cătăniet și atâta. Și arăt că vreau să mănânc, dar las că îl alimini. Tătă lumea înțelege. Limba ghinișede și eu lepid învăț limbile. Asta mă duc dar înspre Georgia, înspre Armenia, da? Bine că așa da, pe Georgia, Armenia, este duci prin conjură, sunt conjuri tot Marea Neagră, dacă eu te duci pe aici, prin Balcani... Prin Balcani, mai repede. Înseamnă România, Bulgaria, uleacă, Turcia, treci acolo Bosforul și după aceea iei de-a lungul Mării de-a Mediterane. Tot prin mare trebuie să trec. Nu, nu, treci Bosforul, numai strâmtoarea Bosforul. Aha, și atât, da? Da, și de-am ieși în Asia și o iei spre... Să ajungă în Asia. Da. Bun, bine, iar câte manca am vrut să-l rog pe cineva să-mi spui care că... Bun. Spre Galațu ei, după aceea treci pe lângă Constanța și după aceea... Da, da, în afară de asta eu, dintr-o în Israel, pot să intru, dar eu mai am câte mărți și la Sinai, și la Sion, și la Betlehem. Astea toate sunt în Israel, îmi pare. Să mă duc, da. Toate astea sunt în Israel. Eu numai nu vreau pe jos să merg patru țări. Moldova, România... Am înțeles. Rusia și Ucraina. Nu și vreau... Dar și te duci până în Bulgaria cu transport și după aceea e pe jos. Nu. Dar după România e Bulgaria. Nu, înțelegeți cum eu vă lămuresc care, cum trebuie să ducă un pelegrime. Ani moment, bite, un minut. Pelegrime n-are dreptul să ducă cu banii lui. El îți duce din mila omului, domnului, sorry. Ia ca de pildă, ia ca pe drum, dacă mă întâlni cineva așa să-mi ajută de pildă la autobus să-mi cumpără, să-mi procură un bilet sau chiar la Israel, el are drept că asta e datoria lui, asta e milostenia lui și el mi-a ajutat mie, fiindcă eu sunt pelegrime. Dar pe așa poți să-ți ieși bilet la avion și te duci direct la Ierusalim. Tu ai așa bani, am să nu, nu, dar să găsesc, ia uite, dacă s-a găsit unul să-ți dăruiască casa asta, să găsești cineva să-ți ieși bilet la Ierusalim. Nu, eu azi mă duc, eu nu pot răbda de amul asta, eu nu pot. Chiar azi pleci? Azi plec, și eu azi plec, prima și fac, eu mă duc din țară într-o țară. Nu pot spune din care asta e Iana și azi eu plec și de acolo eu deam dacă ai găsit pe cineva să ne iei măcar până la... Iaca mă gândesc mai repede eu să merg prin Rusia, prin Turcia, să înconjur cum... Pe Rusia e hăt, în Turcia da. În Turcia du-te, pe la Istanbul, pe la Constantinopol. Da. Bun, Oleg, drum bun, nu uitați să iei pașaportul și pașaportul pentru cățel, că altfel nu o să te lasă să treci cu el. Numai decât. Și ținem legătura, sper că o să mai ai internet, intervenția din când în când. Da, spun, când eu plec pe drumul Sfânt, eu Facebook al udalesc, pe telefon al udalesc, dar pe YouTube eu o să fiu. Vă rog frumos să scăliți pe YouTube, ne trebuie 1000 scălitori și dacă eu o să am 1000 scălitori, atunci eu o să pot să vă informez direct prin video, prin mai direcție, translare directă. YouTube-ul a făcut unii condițiile, că cine n-are 1000 de scălitori la YouTube, n-are dreptul să o filmeze direct. Și mi este greu că n-am memoriu pe telefon. Păneatnă, dar n-ai să faci transmisiuni în direct? A să fac. A să o fac dacă lumea a să scălească... Dar pe 1000 de abonați e greu de adunat, Oleg. Dar deși greu, nu e greu. Hai să încercăm. Nu e greu că cu interesant viața mea și cu e și interesant, el a să scălească. Eu știu de-am 10 oameni care au aflat că eu plec, și ei tot vor să se scălească la YouTube ca să aibă cum să mă treci de noi, ca naplidați. Da, da, să te urmărească. Să mă urmărească. Eu pe Facebook vă zic un cuvânt sincer, eu n-a să postez nimic și să vă răspund, dar numai prin comentariile. Pe, sau pe Messenger? Nu, Messenger tot al udălesc. Vă, eu. Trebuie memoriu ca să pot informa lumea. Eu n-am memoriu, eu am aici părăsit acest telefon G2. Oleg Adrian a fost al doilea care a semnat, am deja liste de subscripții, vă informez doar că mă întreabă aici cineva dacă o strâng semnături la kilometru zero, nu cred. Poate doar dacă o să încerc să candidez pentru Consiliul Municipal Chișinău și atunci o să poată semna oricine din Chișinău. Deocamdată am liste de subscripții pentru circunscripție 33, care include Trușeni-Dumbrava,
Durlești, Codru, Sângera, Băcioi și satele care fac parte din orașele sau din municipiile astea. Deci pot semna pentru mine, acum am deja liste de subscripții și alte documente necesare, doar acele persoane care locuiesc, au domiciliu, au buletin în circumscripția 33, care au avut de ales atunci între Țuțu, Călin Vieru, Andrei Năstase, acei oameni pot semna acum pentru mine. Suntem deocamdată două grupuri de inițiativă, o candidată de la Partidul Verzilor și eu, candidat independent. Vă propun să semnați pentru mine, anunțați-mă unde sunteți, eu știu, 1, 2, 3, mai mulți. Oricum, azi sunt la Durlești, mâine probabil o să merg la Trușeni, în zilele următoare o să ajung și la Codru, și la Băcioi, și la Sângera, și în alte localități. Mulțumesc pentru atenție. Vreau, Alex, mai zic că nu știu la, ce. La Linela trebuie să te duci la noi, la o să găsesc eu oamenii, o să merg din casă în casă, din sat în sat. Și tu ești primar la noi. O să candidez probabil și la funcția de primar. Acum strâng semnături pentru Parlament, pe circumscripție 33 la Parlament. Bun, eu mulțumim mult pentru atenție și rog lumea, nu va fi indiferent cazul ăsta cu numărul 1 magazin. Numai decât nu va fi indiferent. Nu lăsați așa, fiindcă asta este o supărare extraordinar de mare.